Salut, fecioare! Voi face citirea pentru luna plină din Scorpion. Este o lună plină care se perfectează pe 24 aprilie la ora 2:48 de minute, deci este vizibilă de la noi din țară, ora Bucureștiului, și este în Scorpion, în 4 grade și 18 minute, Scorpion. Scorpionul pentru voi reprezintă comunicarea, discuțiile pe care le aveți cu vecinii, cu frați, cu surori, cu veri. Deci, reprezintă mai mult o activitate de comunicare. Vom mai resimți, deci, această lună plină. Ne influențează sau ne arată anumite rezultate la ce eforturi am făcut poate ceva timp în urmă în primul rând câteva zile. În câteva zile primim aceste, iată, un șapte de monede, vorbim de proiecte pe care le-ați avut, dar și blocaje care au venit spre voi din partea unor persoane care nu v-au agreat prea mult, și voi totuși primiți niște bani, nu cât ați sperat, fiindcă întotdeauna când realizăm un proiect, noi ne punem niște dorințe mari, sperăm foarte mult, dar acești bani vin alături de banii pe care îi aveți, un doi de monede, arată destul de bine, deci voi veți reuși să împărțiți acești bani, să-i folosiți, astfel încât, chiar dacă ați avut blocaje, nu veți pierde și veți promite că pe viitor totul va merge mult mai bine. Adică nu veți mai greși, veți încerca să înlăturați greșelile. Și iată că aveți aici un nou de monede. S-ar părea că veți primi bani, așa cum am spus, dar banii aceștia voi îi veți folosi și pentru voi. Pentru bun gust, pentru cursuri superioare, pentru lux, pentru lucruri care vă fac vouă o plăcere, vă aduc vouă o bucurie sufletească, un nouă de monede. Și legat de cămin, de familie, patru de bâte întotdeauna reprezintă căminul, familia, reprezintă dorința voastră poate de a rezolva o situație legată de cămin, de familie. Și aveți aici magicianul. Deci veți fi capabil să faceți orice, să vă atingeți un scop, fiindcă acest magician are dispune de toate cupele, sunt deci cupele, săbii, bâte, monede, toate sunt în fața lui și el poate să le folosească după cum dorește pentru a-și atinge scopul pe care și l-a propus și are în plus bagheta magică cu care va fi capabil să manipuleze situații sau persoane și își va atinge scopul. Deci am putea spune că aici voi veți primi clar bani, dar s-ar părea că nu vor fi banii pe care i-ați sperat, sunt ceva mai puțini sau chiar la jumătate, să zicem, dar veți putea să îi împărțiți astfel încât să vă atingeți scopurile și fiindcă aveți aici acest doi de monede care spune că veți reuși să puneți chiar deoparte pentru distracție, aveți un nouă de monede unde chiar vorbim de distracție, de dorința de a vă distra. Și eforturile pe care le faceți pentru o locuință. Haideți să vedem ce vă spun și runele pentru voi, fecioarele. Mercur este retrograd, dar Mercur este guvernatorul fecioarelor.
sau să o lăsăm așa cum cade? Deci ea a căzut așa. Aveți destul de multe rune. Și acum să vedem. În primul rând vom așeza runele care trebuie să stea într-o poziție, într-o anumită poziție. Ăsta este așa, ăsta așa, așa, asta vine așa, asta așa. Deci am zice că aici aveți o situație foarte negativă. S-ar părea că voi v-ați mutat, fie cu locul de muncă, fie cu locuința, dar această mutare nu a fost benefică pentru voi, fiindcă ați avut niște sfaturi date intenționat greșit de anumite persoane care au urmărit să vă aibă în puterea lor și să vă creeze probleme. Voi trebuia să faceți o alegere, dar s-ar părea că este ciocanul lui Thor. Această alegere nu a fost benefică pentru voi. Cumva ați greșit cu această alegere. Chiar dacă ați avut poate niște informații, așa, le-ați trecut cu vederea și v-ați bazat foarte mult pe sfaturile acestei persoane. Familia, am putea spune că nu vă este alături. Din contră, din familie, zic eu, aveți aici două energii, o energie feminină și o energie masculină, care vin și vă fac probleme. Și plus aceste persoane care sunt în jurul vostru. Aceste persoane care vă creează probleme, adică se implică în viața voastră, vă trădează, vă minte. Acest bărbat s-ar putea să fie chiar, deci după ce v-a trădat, a preferat să plece. O energie feminină care la fel v-a mințit, v-a trădat și chiar se uită să vă aibă în puterea ei. Poate să fie legată de familie aceste persoane, dar aici aveți o rună care spune că dacă sunteți răbdători, aveți aici o rună a răbdării, a așteptării, deci un blocaj pe care în final vă dați seama că nu puteți să-l depășiți și trebuie să-l acceptați. Și să așteptați, adică să aveți răbdare și să vă doriți numai dreptatea, adevărul. Nu umblați după tot felul de șmecherii, voi păstrându-vă această atitudine în dreptate și adevăr, veți primi ajutor divin și veți reuși să corectați această situație care e negativă, să o transformați în avantajul vostru, să aveți o reușită și să vă duceți spre schimbare. Și iată, aveți aici reușita care arată victoria, deci este o lună a victoriei, a energiei, a vitalității și o schimbare, o lună care vine și spune că vă susține să transformați toate aceste aspecte negative în aspecte pozitive pentru voi, deci repet aceeași situație și este ca un fel de piatră de hotar. Aici se va încheia suferința voastră. Aici se încheie ceva în viața voastră, în comunicarea voastră. Și va urma altceva. Va trebui să vă așteptați la o schimbare foarte rapidă și benefică pentru voi. Așa cum am spus, totul este pe baza acestei rune, care este o rună de condiționare și arată că voi ați fost drepți și corecți. V-ați dorit dreptatea și adevărul și primiți aceste două daruri din partea divinității, trei daruri, de fapt, care vor transforma această situație negativă într-o situație benefică. Așa cum vedeți,
9 de monede dă un aspect benefic, 4 de bâte poate să reprezinte faptul că vă doriți să achiziționați o casă și veți face acest lucru, și magicianul care vă ajută să vă urmăriți un scop și să-l atingeți. Aceasta a fost citirea pentru voi. Eu vă doresc numai bine, vă mulțumesc pentru timpul acordat și nu uitați, dacă vă ajută această citire, vă regăsiți în aceste citiri, puteți să ajutați canalul să se dezvolte, să dați un like, să vă abonați, să transmiteți mai departe, nu vă costă nimic și vă mulțumesc!